Hai copii, treceți repejor în clasă, începe lecția. Așa, bună dimineața la toți! Bună dimineața! Astăzi vreau să vă prezint un coleg nou. Hai din nou încoace! Mă numesc Alex și mă bucur să vă cunosc. Și din câte văd, o să am colege frumoase. Asta e Mie! Mie! Nu! Mie! 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 Ia loc, Alex, asta o să fie banca ta. Să înceapă lecția. Alex, scoate și caietele pe masă. Domnul profesor, vă știți ce sărbătoare este astăzi? Clar că știu, Sofia. Păi și pe mine mă cheamă Valentin. Și ce, o să facem ore astăzi? Ei bine, dacă totuși e sărbătoare azi, hai să discutăm această temă. Cine știe legenda la această zi? Domnul profesor, poate eu să încep legenda? Hai, Ina, spune-o tu! Într-o zi, într-o clasă, a venit un coleg nou. Și el s-a îndrăgostit în cea mai frumoasă fată, care avea două cosițe. Și locul ei era în rândul de mijloc, în banca a doua. Și de atunci, toți sărbătoresc ziua îndrăgostiților. Bine, Ina, ia loc. Poate cineva mai știe altă versiune la această legendă. Eu știu, eu știu, spătiu. Eu știu. Hai, Cristina, văd că nu ai răbdare. Hai, ridică-te. Legenda începe așa. Într-o clasă a venit un elev nou și s-a îndrăgostit de o fată cu două cosițe, nu împletite. Și această fată stătea în rândul întâi în banca a doua, chiar în spatele lui. Și de atunci se sărbătorește ziua îndrăgostiților. Hai că am înțeles cine este eroul acestei legende. Ia loc! Drag!
Mulțumesc! Elevi? Cine a făcut asta? Toți am uitat. Ce facem cu fetele? Da, da. Ceva trebuie să facem. Oh, punem mâna la mână? Cumpărăm ceva? Da, da, hai să vedem. Da. Cred că mai bine uităm de sărbătoarea aceasta. Atunci luăm banii înapoi. La mine nu s-a ajuns 10 bănuți. Bună dimineața, băieți! Ce frumos sunteți astăzi! Bună dimineața! Sky.
băieți. Salut, salut. Salut, salut. Так, він ішов трієму. Вріо кадо, буде Poate eu sunt mai frumoasă, eu prima. Dar de ce voi? Eu prima. Ba nu eu. Eu pun aici și voi vă decideți. Ce-ai făcut? Cum avea să scăpăm de ele? Eu singur nu m-am așteptat.
Da, da, acum și noi trebuie să aducem câte un cadou. Ce ați face noi acum? Ai vreo idee? Ce n-ai spus că de la tăți băieții cadou? Amu, noi trebuie să cătăm să facem și noi cadouri. Fetelor, acest cadou este de la toți băieții din clasă. Băieți! Poate spune mai multe dorințe? Da! Hai, scrie, scrie! Ele acum. Florii măcar cresc undeva, dar e dulce dulce. Bună idee. Eu cred că știu. Dulce, dulce, dulce. Det var första gången vi möttes. Våra blickar bara möttes. Kommer du ihåg det igen? Am găsit flori. Și nici bani nu trebuie de cheltuit. Eu cred că fetele o să se bucure. Cel mai bun cadou este cel care îl faci cu mâinile tale. Nu ce-ai făcut? Da, păi este iPhone 10. Thinking, 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 thin
cui a fost dorința de iPhone 12. iPhone? Se putea așa dorință? A mea dorință a fost Alex. Poftim, Sofia, cu sărbătoare. Mulțumesc, Alex. O să vedem ce cadouri o să primiți voi. Dorința a fost florile. A mea! Primăvara a sosit, ghiocei au înflorit și eu flori ți-am dăruit. Da! Ele nici nu miroase. Cristina? Da? Tu ai vrut ceva dulce? Da! Poftim! Așa-i de gustos, fetelor! Poate și noi trebuia să scriem că vrem ceva dulce. Facem lecția de educația fizică în clasă. Da, de ce facem în clasă? Pentru că afară plouă! De ce n-avem sală de sport? Este reparație acolo! Ah, o să fie vizio! Там детство, дай бедёры. Да. Ой, стоп, ну, а ты мне боя, дай мануале, дай часторе. А шанс здесь шить. Ты рассказывали. Елев, даже сэ ну кредить, ка астэс, ну, фачем оре. О, сэ дэ нормативе. What? Нормативе? Normative, Sergiu, normative! Ce fel de normative? Acum și o să vedeți. O să sărim capra și coada! Capra? Asta e albinuță! Văd că ești cel mai deștept, o să sari primul, fie albinuța. Eu? Sorry.
sar, cum sar, asta și capra este albinuță. Să văd cum sar albinuța, că capra este mai înaltă decât albinuța. Corect. Ieles, poate cineva arăta cum se sare capra? Hai, Cristinuța. Stai, eu știu. Hai. Știu. Hai, știi, nu se arată cum ai știi eu mie. Dar și rău să vedem. Nu. 1, 2, 3. Nu rău, Cristinuța, dar o să vă arăt eu. Eu pot mai bine. Priviți și învățați. Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Ați înțeles cum? Da! Gata, eu am înțeles. Hai să te pot vezi. Să vă arăt. Hai. Spus capra era mai înaltă. Hai mai lasă tu, că nu suntem afară. Hai să vedem pe tine și capra e sa tu. Hai, Cristinuța. Ne încălzim, da? Încă o dată, da, să nu uităm cu toții că trebuie să ne încălzim. Da. Doamne, da, soare, da, doamne, soare, da. Dar nu-i trebuie de pus o piernă acolo. Da, eu n-am jucat cu el. Gata, eu pot, eu pot să... Bravo! Rog să aplaudați pe Cristinuța. Dar pe mine m-a aplaudat cineva? Păi tu ai văzut cu capul în perete. Păi eu am sărit cu 2 metri înainte. Deci la loc. Nu dă de una așa. Bravo, Cristinuța. Deci pot să ne vină și liber. Voi ce râdeți? Credeți că puteți mai bine? Ia ieșiți și voi în fața clasei! Cascat, ai fost? Cascat și ai rămas! Care clișei? Ca de obicei, Alex! Ca de obicei! Alex, ai traumat capra! Sari! Sari? Sari! Sari! Am multe pregătiri, știu să sari! Nu poate! Vai de mine! Ca de obicei, ești cel mai leu! Da. Nu dau vreau soar, el e cascat, nu știți că el e cascat. Care cascat, acum spune-mi asta. Hai. 1, 2, 3. Oh, eu zic să-mi arate Sofia cum se sare. Da, părerea mea că Alex... Hai, Sofia, Alex, treci la loc. Trebuie să reușești să sari capul. Ieși în fața clasei să te văd. Și mai ales mănânci, nu știu ce-ți faci tu în față. Te-ai râs până anul. Mai vioi. Mănânci mult, mișcare puțină.
Da, da, acuș. Dumneavoastră trebuie să știi cum să stai în coadă? Să vedem acuș. Întrebați-o cum să mănânci un covric, știi, dar în coadă și el, știi, ia să vii? E, hai, uite și învață. Hai să te vedem. Ești gata? Toți suntem gata. Da, toți. A, doamna vățăta. Eu ți-am spus să-i mai degrabă un covric îți trebuie. Ați văzut așa ceva? Tu ce crezi? Că corpul acesta mi s-a dat așa de ușor? Și, da cum? Eu tot vreau să am corp așa ca la dumneavoastră. Acesta este locul întâi la sărit coarda. Lasă că ți arăt eu cum trebuie să sari. Ajută-mă, te-n coarda. Pun măcar o mișcare. Învățați cu toții. La o parte. Wow, doamne învățătoare. Sunteți perfecte. Viața mea are un scop acum. Vreau să devin ca dumneavoastră. Mă bucur, Sergio, că eu am devenit o sursă de inspirație pentru tine și mă vezi acum așa perfectă cum sunt. Treci la loc, Sergio. Mă loc, băi. Toată viața mă loc. Privește și învață. Elev, cine este gata să iasă în fața clasei și să repete niște exerciții după mine ca să primească nota 10? Eu vreau 10, eu vreau 10! Ieșiți amândouă! Vreți să fiți frumoase ca mine? Da. Repetăm. Unu, doi, trei. Unu, doi, trei. Așezări. Unu, doi, trei. Bravo! Câte un 10 de la mine. Așa de ușor au primit nota 10, vreau și eu nota 10. Bine, Eugen, ieși în fața clasei și fă un șpagat. Nota 10. Dar de sărit nu se mai primește. Colegii au sărit, au făcut exerciții, acum șpagatul. Hai! Mă încălzesc? Încălzește-te. Știi că mereu apreciez pe cei care se încălzesc. Bravo! De ajuns. Hai șpagatul. Uitați-vă! Atenție la Eugen ca să știți cum să faceți și voi. Hai că deja nota 5 o ai. Hai mai depune încă puțin efort ca să ai nota 10. Asta e 6? Luați exemplu de la Eugen. Nota 6. Nu mai nota 6. Mai mult nu merge, Eugen. Și așa e mult. Dar pentru... lovitură, da? Trucurile mele. Trucuri. Cine cade ca mine așa? Nimeni. Într-adevăr, nimeni nu cade așa ca poate tine. Poate un 7, vă rog frumos. 6. 6. Știi că eu sunt severă. Gata, bine. Zaiu? Poate-i Sergiu sare primul?
capra este albinuță. Să văd cum sare albinuța, că capra este mai înaltă decât albinuța. Corect, dar astăzi... Uite ce trofeu am eu! L-a sărit coarda! Bună ziua, copii! Luați loc! Astăzi vom învăța corpul meu! Să începem! Corpul ei? Poate o întrebare. Dar dumneavoastră, cum puteți să mergeți pe încălțăminte înaltă dacă și așa abia mergeți? Amuzant, Eugen! Eu sunt doamnă distilată! Învățăm corpul! Deodată s-au început lecțiile și așa, că e așa. Învățăm corpul! Vă știți unde s-au aflat degetele voastre și câte aveți? Ha? Ia mai cineva mai mentuță din să mă ajute! Repijor! Hai la repijor! Hai Eva Gelu, ești să-și pune la tablă. Da, doamna Joie. Unde e? Unde e Joie? Aici. Ei bun, ei bun. Hai, mergi la loc. Mulțumesc. Mergi la loc? Hai, repijor! Așa! Ne concentrăm, ne uităm bine la corpul nostru. V-ați examinat? Așa, începem de la frunte. Unicorn. Doamnă profesoară. Da, Eugen? Dar dacă faci așa, asta e normal? Eugen, ce-ai pățit? Ești bine? A fost doar o glumă, domn profesor. Glumă de prost gust! Mergem mai departe! Pieptul, gâtul, umerii, degetele 1, 2, 3, 4, 5, coapsele, genunchi, glezna, gamba, despre corpul nostru, Alex. Ce le cunoașteți? Scrie, Alex! Ce ai făcut cu caietul meu? Liniște! Scrie, m-a vorbit! Așa, scriem. Pieptul, coapsele, bărbia... Doamna Zoe, dar de unde cresc picioarele? Din fund, inuța. Și a ieșit de râs. Are cineva lipici? Nu. Nu. Eu am. Mulțumesc. Așa, avem ochiul, nasul care miroase, palma care pipăie, auzul, eu aud! Eu am spus că aud! Așa scrim, da? Avem
face nasul? Mirosim, da? Ce face limba? Lingem. Nu lingem, gustul. Ina, linge înghețata, Ina. Dinții, ce fac dinții? Scrim, scrim, hai. Rugumați, rugumați. Astăzi eu o să miros piper negru. Da, și te prima să mă cheamă doamna Zoia. Doamna Zoi, Zoi. Zoi, Zoi. Domnul Zoi? Da, cum se zice asta? Cu mâna. Aha. Oh. E ca așa. Să înveți corpul. Da. Îi se miroși corpul. Să știi cu cum miroase. Da. Corpul. Nu-i nimic după ușă.
Alex? Unde ai fost? Eu aici eram. Oh,